Derulată pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului școlar trecut la nivelul întregului județ, Educație fără violență a fost o campanie de prevenție a fenomenului de violență juvenilă. Campania a presupus sesiuni informative în 31 de școli și licee din Argeș, diseminarea de pliante și afișe, promovarea printr-un spot radio și video prin social media și crearea unui site dedicat bullying.ro. Copiii de la Consiliul Județean al Elevilor au făcut un scurtmetraj în care a fost explicit făcut vizibil fenomenul de bullying. Și să menționez faptul că acest filmuleț a primit un feedback foarte bun în rândul elevilor care l-au vizionat. Chiar am întrebat de fiecare dată dacă li se pare prea mult sau prea puțin ceea ce a fost ilustrat în filmul respectiv și am zis că este exact ceea ce se confruntă ei în școli în momentul de față. De asemenea, a fost realizat și un spot audio care a fost difuzat atât în județul Argeș cât și în județul Vâlcea. Din cei aproape 1700 de tineri care au aplicat la concursul propus în cadrul campaniei, o elevă de la școala gimnazială Mircea cel Bătrân din Pitești a câștigat premiul cel mare, un smartphone. Noi am desfășurat activitatea în mod fizic în unitățile de învățământ. Unitățile de învățământ ne-au fost referite de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș și am fost atât în municipiul Pitești, dar și în localități ale Argeșului. Am fost, ca să dau un exemplu, Izvorul, Costești, Rucăr, Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Topoloveni, Leordeni. Deci am încercat să acoperim aproape tot județul Argeș, cu toate că timpul efectiv al campaniei a fost destul de scurt, că atunci ne-au venit pliantele. Informația fizică a fost oferită în fața 1017 elevi. Ne-am bucurat de un feedback foarte bun, iar acest lucru pot confirma și cei de la Consiliul Județean al Elevilor, care ne-au însoțit la fiecare activitate. Iar astăzi ne-am adunat aici pentru a premia că elevul a fost de fetiță, elevă în clasa a 7-a momentul de față, la școala gimnazială Mircea cel Bătrân, Pitești, pe nume Marghiorul Alesia Gabriela. Da. A trebuit să stau la un cod de pe un pliant și am intrat pe un site. A trebuit să răspundem la 10 întrebări și să dăm numărul nostru de telefon și adresa de e-mail. Ceea ce înseamnă că ai răspuns corect. Da. Da, felicitări! Premiul a fost înmânat de Sebastian Mihai Zidaru, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș al Elevilor. Să știți că au fost foarte puține răspunsuri corecte, deci au fost foarte puține. Am extras, cred că, vreo 10. 11 numere și prima 11 l-a fost cel câștigător. S-a verificat la fiecare dacă au răspuns corect cele 7 întrebări. Tinerii elevi își doresc ca astfel de proiecte să fie în continuare sprijinite de autorități. Campania a fost una foarte reușită, a fost o comunicare facilă, utilă între instituții și sunt sigur că în viitor vom mai avea multe astfel de proiecte, fiind acesta doar un antecedent. Noi suntem deschiși oricărei inițiative și vrem să fim un sprijin real pentru comunitatea din care facem parte. Noi venim cu inițiativă, cu resursă umană și ne trebuie să schimbăm ceva. Mai ales că a fost vorba de un subiect sensibil, cu atât mai mult mă bucură unitatea de care am dat dovadă cu toții. Și comunitatea elevilor avea nevoie de această consultare, de această de această informare la nivelul elevilor în ceea ce privește bullying-ul. Eu consider că campania a fost una extrem de reușită și pe viitor este reușit de mai bine, dar important este inițiativa și antecedentul. Consiliul Județean Argeș a fost partener în cadrul acestui proiect. Împreună cred că suntem mai puternici. Sună ca un slogan, dar cu siguranță așa este. Am prins din spor și nemulțumire privitoare la faptul că bugetul a ajuns târziu, dar sunt niște neconcordanțe date de legea actuală în vigoare, dar poate găsim variante să finanțăm activități, nu neapărat de genul acesta, repet, ceva mai devreme.
Campania Educație fără violență a fost inițiată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Consiliul Județean Argeș prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Poliția Locală Pitești, Corpul Național al Polițiștilor și Consiliul Județean al Elevilor Argeș.